Peste 700 de receptoare de tip STB set-top box pentru televiziunea digitală terestră au fost oferite beneficiarilor din raionul Nisporeni. Acestea au fost livrate de către Asociația Obștească Universal Media, depistarea beneficiarilor fiind posibilă doar cu implicarea administrației publice locale și a Direcției de Asistență Socială, creându-se o colaborare în acest sens. Vă mulțumim foarte mult, deci acele emițătoare care le acordă prin intermediul ambasadei Statele Unite Univers Media sunt la fel un atribut important care se cere de a fi folosit anume de persoanele care au mai puțină posibilitate financiară ca să aibă așa ocazie, să aibă o calitate mai bună, să se bucure deci de o calitate bună a veștilor, noutăților. Cuvinte de laudă a adresat și șefa Direcției de Asistență Socială și Protecția Familiei Nisporeni, doamna Xenia Axenti. Primind aceste receptoare, aceste familii vor fi mai informați, vor auzi informația din prima sursă și vor cunoaște legislația și vor ști unde să apeleze ca să-și soluționeze problemele. Deci este foarte necesar acest proiect. Mulțumim Ambasadei Statelor Unite, mulțumim Asociației Obștești. Oamenii au fost mulțumiți de acest dar, unii din ei recunoscând că au visat de ani de zile la un astfel de receptor. Suntem 3 persoane în familie și avem nevoie de așa ceva, de canale și chiar mulțumim. Auzăm la lume că este și voiem și eu. Dacă ești singur, n-ai nici cu cine schimba vorba, dar dacă mai ai la ce să te mai uiți, sunt foarte mulțumită celor ce mi-au făcut cadouul ăsta. Suntem mulțumiți de așa cadou care s-a dat, ca pentru o persoană invalidă de gradul 1, nu are posibilitate să ducă în alte părți să vizioneze un film sau să are alte ocupații. Să vedem acasă canalele care vor fi puse pe aparatul ăsta. Foarte frumos, mulțumim frumos, mulțumim și asistenți sociali și de la primărie ne-au anunțat și sperăm ca să avem mai multe canale și pentru copii și pentru maturi, pentru... Mulțumim foarte frumos, sănătate tuturor care au participat la acest act de binefacere. Receptoarele au fost distribuite de către Asociația Obștească Universal Media în cadrul proiectului Acces la televiziune digitală terestră finanțat de Ambasada SUA din Republica Moldova. Acestea sunt simple în folosire, pot fi conectate la antene de cameră și de exterior, iar serviciile prestate sunt absolut gratuite.